Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă voi povesti despre cât de mult m-am chinuit să-mi iau un husky. Am făcut și un live pe tema asta cu OMTV, de am vrut să fac live cu câinele, să stea la mine în brațe, să vorbesc cu voi, să vedeți cățeaua, măcar am scăpat și eu, nu pot să spun că singurul meu husky ăsta de pluș. Acum îl țin afară că mi-a tras doi pișați pe covor, i-am făcut țarchi, i-am făcut cotețieri de și acum am febră musculară. Dă-i, bate cuie, pune stâlpi, trage plasă. Pe care i-am făcut hotel acum. Oricum o scot prin curte să o plimb, dar în principal să stea în cotețul ăla pe acolo, că na, mai ies din curte, mai ies cu mașina să nu iasă pe stradă. Asta și că mai am un câine mare și e ciudă că o vede pe asta mică dezlegată și am pus eu, i-am făcut un țar cât să nu mai vadă la mare. Oricum noaptea când nu mai vede pe nimeni prin curte și na, nu mai plimbă nimeni și o bagă în coteț, începe un pic să facă au, au, și după aia se plictisește și se pune la somn. Cred că dacă deschid geamul și acum o aud cum face, că am scos-o un pic prin curte și am băgat-o la loc în coteț, în țarc. Bun, hai să vă povestesc cât de mult m-am chinuit. Nu o să vă zic de ce am ales fix husky și numele pe care l-am pus, deoarece o să păstrez pentru videoclipul următor. Așa că dacă nu vrei să aștepți până săptămâna viitoare să-l vezi, devin-o membru și o să vezi videoclipul în minutele care urmează. Probabil deja l-am postat. Dacă nu ești membru, mai așteaptă puțin. O săptămână, cam așa. Bun, și hai să vă zic cât de mult m-am chinuit să-mi iau husky. Întâi am intrat pe OLX, că acolo și cele mai multe anunțuri și găsesc o cățea ceacâră, adică cu un ochi albastru și cu unul căprui. Și am zis, hai să iau cățelușa asta, micuță, 2-3 luni, ce are? Că e ceacâră, nu m-a deranjat deloc. Chiar era foarte interesantă, cu un ochi de o culoare și unul de o culoare. Nici n-a pus să-i dau la mesaj că s-a dat. Bravo! După aia zic, hai să folosesc Facebook-ul, pentru că sunt multe grupuri de Facebook, de anunțuri, de vânzări, de adopții pentru animale, pentru orice. Și am intrat pe FB, am căutat grupuri cu adopții, bla bla bla, și am găsit un grup adopții, câini, pisici și alte animale de companie. Undeva pe acolo se chema. Și era și din locația grupului București, dar erau și oameni din altă parte a țării. Chestia că eu mă chinuiam să găsesc husky, că ce găseam pe internet erau oameni care aveau câini din alte colțuri ale țării, adică majoritatea erau de prin Oradea și Arad. Putea să fie și câine de la de 1000 de euro, că nu mergeam după el să-l iau de acolo. Pierdea mai mult timp pe drum. Se sufoc, se plictisea, murea câinele de plictiseală în mașină, muream și eu cu el. Vă dați seama, să fac dus întorc jumătate de țară, o grămadă. Ce jumătate de țară? O țară întreagă până în Oradea, de la mine din Ialomița. În fine, și nici într-o zi de când s-a dat ceacăra aia, mi se pare că în aceea seară am intrat pe un grup de Facebook. Și am văzut că oamenii pe acolo dădeau spre adopție pui de ciobănești germani, câini mai măricei, ăștia bișoni. Și am zis, bă, poate are careva și husky, că n-am căutat în toate postările alea, că erau multe. Și am pus și eu acolo un status pe care mi l-a aprobat adminul grupului cu salut, aș dori să adopt un pui de husky. Câțiva încercau să mă ajute. Unul a găsit un anunț cu un câine pierdut prin București. Săracul era vai de capul lui și bătut și așa și ce naiba, iau câinele ăsta să-l văd cum suferă până își revine, mi se face milă de el. Altcineva mi-a dat un link cu un site de adopții pentru animale, dar eu totuși am vrut husky. Puteam să aleg și alte variante de câine, dar am ales husky, o să vă zic în episodul următor. De ce fix husky și nu altceva? Că era opțiune și să adopt un câine de la adăpost, dar am vrut eu neapărat genul ăsta de câine. Nu doar pentru că îmi place și să nu vă aud când spuneți că am luat husky ca să-l copiez pe Codrin că a avut și el. Nu. Bun. Și m-au ajutat vreo 2-3 oameni și după aia începe prostimea aia de pe Facebook. Că știți că pe Facebook sunt toți ăștia, toți retardații acolo. TikTok-ul ca TikTok-ul, mai găsești și oameni sănătoși la cap, dar pe Facebook au rămas toți aia nenorociți. Întâi mă trezesc cu cineva care vrea să-mi bage pe gât o pisică. Hai, nu doriți să luați o pisică? Doamnă, nu vreau pisică. După aia încep să vină multe ha-hauri, că pe unii amuza faptul că voiam să adopt husky. Că zici că husky-ul este un câine extrem de scump, e ca și cum aș vrea să-mi iau, nu știu, ceva, mașină pe extrem de scumpă, dar zic, hai mă, mi-o dai și mie cu 200 de euro, știu că e 200 de mii, dar am și eu banii ăștia, hai, să facem actele, ceva de genul, zice că cer de pomană ceva scump. Și un husky în jur de 100 de euro, chiar mai puțin, dacă mai negociez la preț cu omul, mai lasă de la el, că poate nu ești din oraș de acolo, trebuie să te duci de colo până acolo, bagi benzină, că și așa trebuie să merg până la urmă vreo 80 de kilometri să iau cățelușa asta. Multe hahauri, unul ci că doresc un Porsche, promit că nu-l abandonez. Dar și mă gândeam, ce dracu zice ăsta de Porsche, că eu vreau câine, un husky, nu o mașină.
Și am zis lui Alban, da, aș dori să aibă și apucături de BMW. Altul zice, presupun că vrei și vaccinat și cu pedigree și cu aia și cu aia și cu aia. Și eu îi zic, da, dar eventual să știe și alfabetul, că-s mai pretențios. Ceva de genul, am început să-l dau și eu răspunsuri, da, alea mi-au șters postarea până la urmă. S-au amuzat unii că pe un grup pe care scrie clar, adopție. Adopție, câini și pisici și animale de companie? Am întrebat de un husky de adopție. Măcar câțiva au încercat să mă ajute. Mi-au dat link-ul cu câinele ăla pierdut, la bătrân și cu încă un site de adopție, dar n-am găsit nimic interesant acolo. Și am zis, știți ce e că nu mai folosesc Facebook. Mi-a mai dat după careva într-o postare de pe comunitate un link, am intrat pe el, dar am ieșit că mi-am luat cățeaua în aceea zi. După aia, în următoarea zi, găsesc un anunț cu Akita Inu de vânzare. Akita Inu este tot un câine foarte mișto și îmi place Akita Inu. Și e mișto că, cum să spun, este unul dintre cei mai loiali câini și chiar e frumos și Akita-ul. Dar tot spre Husky aș fi tras, dar era extrem de ieftin Akita-ul. Era 650 de lei un Akita și un pui de Akita e vreo 400 de euro, adică de la 1000 cât ar veni. 4, 5, 2000 de lei în sus, hai vreo 1600, na, că m-am uitat după să văd cum e piața. Dar zic, hai că poate îl dă ieftin, cine știe. Și vorbesc cu vânzătoarea, că era o femeie, și îmi zice, costă 650 lei cu tot cu transport. Și mă gândesc, mi-l aduce ea sau ce naiba? Bagă la curier? Și întreb, de unde sunteți? Că mă gândeam că poate cine știe, mai lasă la preț că mă duc eu să-l iau. Și ies mai câștigaș. Anunțul este în română, dar eu momentan stau în Italia și vi trimit de aici, stau la Roma. Păi și cum trimiteți câinele din Roma în România? Păi este o firmă de specialitate, în 6-7 ore ajunge câinele la dumneavoastră. Stăteam și mă gândeam, bă, chiar dacă e să zici că în aceea zi se duce la aeroport cu câinele, 2 ore, nici 2 ore nu. Cred că o oră și ceva o face avionul de la Roma la București, că nu e distanță foarte mare. Nu e să zici că traversează Atlanticul. Hai maxim 2 ore, 3. Deși nu cred. După aia să-l ducă cum să-l ia un curier să-mi-l aducă. Posibil, dar i-am spus. Doamnă, eu plătesc doar ramburs. A, nu, trebuie să-mi plătiți dinainte. Mă scuzați, vă dau doar 500 de lei și până nu văd câinele în fața mea, nu plătesc nimic. Bine. Dau adresa să-mi-l trimeată și îmi zice să mergeți la Western Union să depuneți banii în contul cutare. Doamnă, eu nu plătesc nimic până nu văd câinele. A, nu, că trebuie să iau biletul de avion pentru cățel. N-aveți niște bani să îi luați biletul și îi primiți oricum plata de la mine, ramburs la curier? A, nu, că nu știu ce, nu știu cum. Îmi pare rău. Până nu văd câinele în fața mea, nu plătesc nimic. Bine, și n-am mai zis nimic de atunci. A încercat să mă țepuiască cu un Akita, da. Așa că dacă vreți să vă luați Akita, dați bani mulți pe el. Și mai găsesc un anunț cu un Husky în București. Vorbesc cu ăla, mi-a mai lăsat un pic la preț că i-am zis nu stau în București, i-am zis că stau în Slobozia, nu în Urziceni, adică mult mai departe de București. Și am căzut de comun acord la preț și am spus, spuneți-mi unde să merg să iau câinele. Nu e la mine acum, e la o casă la țară, lângă București. Bine, dați-mi adresa, soatul cu tare, comuna cu tare, intrare, da, detaliile. Fac pe Google Maps 130 de kilometri de la Urziceni la localitatea aia. Era mai aproape de Pitești decât de București. Mai aproape Urzicenul de București decât localitatea pe care mi-a dat-o. Și am spus, mă scuzați, dar este foarte departe. Vin tocmai de la Slobozia. Sunt 200 de kilometri. A zis, am înțeles. N-a vrut să mai... Bă, dacă era să zici că scădea, să-mi dea doar cu jumate de preț, că și așa trebuia să bag urma de benzină până acolo, să mă duc să-l iau. 130. 130. 260 de kilometri. Calculați și voi cât ar veni, cât m-ar fi costat benzina cu un consum de 8-9%, că mă duceam cu taică-miu să-l iau. Așa că a căzut și anunțul cu Husky-ul ăla. Și nu știu câta dimineață, găsește taică-miu un anunț pe oferte.ro și l-a trimis pe la reducere.ro, parcă. Mai găsit un anunț cu Husky și în Urziceni, pe la jumate.ro, dar i-a dat de câteva săptămâni pe aia. Și într-un final găsește taică-miu un anunț de pe la reducere, nu la reducere, la jumate.ro, nu mai joc pe acest site, cu câini în călăraș. Călărașul nu e chiar departe de mine.
E bine că ca să ajung să iau câinele, au fost vreo 80 de kilometri, dar am mers pe autostradă pe București-Constanța și am ajuns foarte repede. Adică am mers cam cu vreo 2 km pe secundă, că eram pe autostradă. 80 de kilometri am făcut în 40 de minute, cam așa. Ne-a luat mult învârtitul prin comune. La un moment dat e și o trecere care e ferată. La întoarcere am stat mai mult, că n-a trecut un tren. Două trenuri ar trebui să stăm după ele și erau de alea mici cu două vagoane, atâta. În fine, și pe la urmă a găsit aici un anunțul ăla. Avea în anunț poze cu o cățea cu mai mulți căței și aveau și maro și negri și albi. Și am întrebat, pe negru aveți? Mai aveți pe negru? A spus, momentan mai am una maronie și asta neagră trebuia să o dau cuiva, dar sună acum să-i spun că am găsit cumpărător. Dă mesaj peste o oră, cum e? Veniți să luați cățeaua neagră. Dați-mi adresa. Am băgat pe Google Maps și ne-am dus. Ne-a zăpăcit un pic GPS-ul, că așa mai face, că erau două intrări pe autostradă. În loc să mă bage GPS-ul să fac, știți voi că este așa ca o curbă, ca un pod, ca să intri pe autostradă, mă punea să fac dreapta, să o iau un pic spre București și apoi să mai întorc nu știu unde. Mi-a arătat GPS-ul. Da, din fericire am luat-o pe pod, s-a corectat GPS-ul și ne-a pus bine. Am mers vreo jumătate de drum așa, vreo 40 de kilometri spre Constanța și la un moment dat am ieșit de pe autostradă și am intrat în satul ăla. Partea amuzantă e că la început cățeaua asta mirosea a porc. Că unde avea țarcul de câini era gard în gard cu unde avea și niște porci. Și un porc am văzut eu, poate avea mai mulți. Cu mine acolo clar erau cel puțin doi. Și asta e. A trecut mirosul ăla de porc, are 3 zile cățeaua de când o am. Am luat cățelușa, am văzut cât de mare este și mămuca cățele astea. Deci o cățea am două labe, îmi venea până în bărbie și o am 1,80, că stătea așa cu labele pe gard. Dar nu să mă latre, voia să se joace cu stăpânul. S-a băgat în țarcă acolo, mi-a dat cățeaua, am văzut că avea o rană maică sa, mama cățele și am zis, ce-a pățit la picior? Sau mi-a arătat direct stăpâna. Și mi-a zis, vedeți ce are la picior? A trebuit să-i fac țarc cu acoperiș, că asta sare gardul. A intrat cu piciorul, i-a intrat fierul în picior când a încercat să sară gardul. Și mi-a spus, că să fiu atent cu dacă am găini. Că mama cățele astea, 40 de găini a dilit unui vecin. Frumos, eu n-am găini de să se ducă la vecin să ia de acolo găini. Să mai aducă și acasă. Așa vine cu vânătoarea, cu ce a vânat și ea. Așa, și mi-a mai zis, îi place apa, cu pisicile e învățată. Ia cățeaua, mi-o dă, o țin în brațe, știți cum stătea? Deci stătea cu gheruțele așa pe ceafa mea, dar se ținea de mine ca un copil de la mic. Pur și simplu, cât am așteptat să vină cu carnetul de vaccin, asta pe un scaun, stătea cățeaua în brațe la mine, nici că voia să se dezlipească de mine. M-am suit în mașină, stăteam cu mâinile așa, ea se ținea de mine. Bă, ca un copil de la mic, făcea, ia uitați ce cubită e. Ca un copil de la mic, dar zic eu, și așa nu trebuie copil, am câine, sunt mulțumit. Și asta pe bancheta din spate, că ți-am vrut să-i dau apă, n-a vrut să bea, și se uita așa. A salivat nițel că n-a, i-au curs balele, că era destul de cald în mașină. Asta cu geamurile deschise, am mai stat și să treacă trenurile alea două la calea ferată după ce am ieșit de pe A2. Da, am ajuns acasă, am păcălit-o pe maică-mea, căcică a dat-o, bă, până să venim, a dat-o, făcea maică-mea. Bă, și ați mers degeaba atâția kilometri. E, măcar ne-am plimbat. Când a văzut-o în mașină, da, a fost mișto, că 4 inci cât stăm aici, ne înghesuiam care să se joace cu cățeaua asta. Am adus-o sus că n-aveam țarcul pregătit și cotețul, acum i-am făcut. Stătea pe hol, pe gresie, că era gresia rece. Am dat mai spre seară, oricum i-am luat și pedigree, i-am luat de toate. Am dat mai spre seară, era prin bucătărie, stătea pe sub masă pe acolo că îi plăcea ei. Oricum am stat cu ea afară să-și facă nevoile, nicio problemă. La un moment dat era tatăl la țigară și o vedea că rodea colțul de la frigider sau piciorul de la frigider și a dat una ușor peste bun, n-a dat s-o doar, i-a dat așa ceva ușor, ia botul de acolo. Văse bosul umflase cățeaua, s-a pus cu botul pe labe și se uita urât la el. La un dat încerca să o mângâie și hop încerca să-l muște. Deci dată cățelușa asta. Am băgat-o în cameră să fac live. Până să dau drumul la live, că pregătisem tot evenimentul pe la 9:05 să pregătesc live-ul, nu mă văd că se ghimuiește și s-a pișat acolo pe covor. Bravo, mă, ieși afară să nu te văd. Am scos-o afară,
Am zis, hai că poate se cacă ceva, că n-aveam chef să-mi lase vreun cadou pe sub pat. N-a făcut nimic, am ținut-o afară, cred că vreo oră am mai stat cu ea. Am adus-o înapoi în casă, i-am zis, nu mai ai ce căuta în cameră, stai pe hol tu. Și am făcut live-ul ăla pe OMTV. De dimineață, a intrat câinele la ei în cameră și s-a trezit maica mea că o mirosea cățeaua sau o pupa cățeaua, cine știe. Doar mai cum s-a trezit cu cățeaua în fața ei. Tot fugea așa și a venit în fața ușii la mine. Ce face maica mea? Hai să-l trezim și pe ăsta. Deschide ușa să intre cățeaua, dă vreo trei ture așa în jurul camerei și eu cum aveam ochii așa că de-abia m-am trezit că era vreo 6 jumate, 7. Nu mă văd cum s-a ghebuit, s-a mai pișat odată. Bravo, mă! Și am mai tras o pișare și pe scări, că stau la etaj. Pe scări nu era problemă, dar a trebuit să spăl aici covorul. Măcar acum stau afară și nu mai am problema asta. Asta e, trebuie să-i fac curat în țarc acolo, că e beton pe jos. Dar măcar nu mai putea pișa de câine și nu mi-a lăsat vreun cadou. Ieri toată ziua am lucrat să-i fac țarc și coteț. Îi mulțumesc prin acest videoclip vecinului meu pe care oricum i-am mulțumit. Da. Stau gardă în cu el, dar m-a ajutat să fac și cotețul la câine. În timp ce el făcea cotețul, eu cu taică-mi făceam țarcul. Acum o duce regește. Mai țipă ea, țipă. Mai face ea ca lupul cum ați văzut și voi pe Instagram sau pe TikTok diferite videoclipuri cu husky care fac au, 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 cu urlă ei. V-am pus de-a lungul clipul niște, sigur v-am pus eu la edita niște poze cu jevruța asta mică. În clipul următor o să povestesc de ce am vrut special tipul ăsta de husky, negru și neapărat culoarea asta de câine. Că puteam să iau și un, să zicem, husky pe maro sau pe alb, dar am vrut special așa. O să vă zic în clipul următor. Până atunci, spuneți-mi în comentarii ce animal de companie aveți și voi. Câini, pisici, câți aveți, de cât timp îi aveți, ce rasă sunt și așa mai departe. Hai, aveți grijă de animalele voastre și poate o să fac și un video pe tematica ce câine e potrivit să ție în funcție de, să zicem, unde stai și nevoile tale. Mai vedem. Ciao les tuturor!